Nu e amenda aia. Mi se pare o tâmpenie, bătaie de joc. Mie mi se pare bătaie de joc să lași mașina cum a putut. Dar să-i dea amendă, domnule, de să-i se ridice mașina. Nu mai fac așa ceva. Nu se poate. Nu ce face. Șir de tramvai în spate și n-aș știu de ce, dar nu e prima dată când e. Puteți mai merge și prin cartiere să vedeți că pe trotuare sunt mașinile într-o boie și puse și așa, n-ai pe unde să treci cu căruțul, cu copil sau un bătrân. Mergi printre mașini? Da, nu mai trebuie. Poate. Încolo sunt vreo 4 tramvai în spate, în afară de asta. Bă, să mă, e mire că trebuie să stau. Da, ce să facem? Așa se întâmplă de foarte multe ori. De foarte aici multe ori. Aici o zonă parchează cum nu trebuie. Ce oameni să-și pună mașina pe linia de tramvai? Mai pune invers și atunci și nu. Și mașina bună, e un Audi. Da, da. Mașina bună, asta e. Să ne probleme? Da. Dar știți de când am stat în stație la noi când a trecut tramvaiul ăsta? Și cred că e o oră de atunci. Și până ajung în Badea Cărțan, mai fac jumătate de oră. Se întâmplă așa. Da. Asta e. Să mai adună, dacă mai zică, mai să mai adună. Mi se pare foarte frumos, ce să vă spun. Mi se pare ceva ieșit din comun, să pui mașina, uitați noastră, așa ceva, stăm de o oră. E bine, nu? Foarte bine. Știți de ce e așa? Amenzile sunt prea mici. Așa o amendă usturătoare, să lusture la buzunărel, cam de Paște, așa, nu? Să știi de...